În Piața Unirii au început lucrările de amenajare a noului sens giratoriu. Deocamdată de pe cea dezafectat insulele pe care sunt amplasate semafoarele. În noaptea de vineri spre sâmbătă va fi amenajat sensul giratoriu din elemente de plastic. De luni în zonă se vor aplica regulile de circulație valabile într-un sens giratoriu. De luni se lucrează și pe strada Hipodromului. Aici se va reabilita conducta de gaze. Asta înseamnă că și traficul va fi afectat pentru că o bandă se îngustează. Conform estimărilor constructorului, lucrările se vor finaliza în 45 de zile. Echipele de lucru vor intra apoi pe strada Geniștilor pentru executarea aceluiași tip de lucrări. Producătorii de legume și fructe din județ sunt încurajați să-și vândă produsele în piețele agroalimentare. Din 16 iulie vor exista mese pliante pe care producătorii autohtoni le pot închiria. În piața Cibin vor fi amplasate 40 de mese, în piața Rahova 20, iar în piața Vasile Aron 5 mese. Producătorii pot să-și comercializeze produsele și în piața mobilă amplasată în piața Huet în fiecare vineri.